te-ați cunoscut prin prisma pieselor La Ciocana, Prieten de drum sau Am să vin. Astăzi s-au ținut de cuvânt și vin cu un concert aniversar care vrea să lumineze arena Circului Național. Bună seara, Chișinău! Bună seara, Circ! Ne-am scos ochelarii pentru că până acum această clădire vedea totul gri. Iată că grație vouă și grație nouă, astăzi aici suntem împreună. Bună seara! Ideea de a organiza nu doar un concert aniversar, dar și un concert care să vină să susțină reabilitarea edificiilor culturale din Chișinău. Foarte simplu. Treceam pe alături și am văzut o clădire de mult uitată și am zis hai să încercăm să facem un concert, și cel puțin un concert. Că după aia să intrăm în această horă frumoasă de a înțelege că de fapt lucrurile sunt mult mai grave, dar nu atât de grave că nu le putem repara. Și iată că un an și jumătate am muncit la acest proiect. Sigur că nu doar noi, formația, dar în spate e și, bineînțeles, circul, administrația, Ministerul Culturii și foarte multă lume bună. Suntem o echipă mare, cam peste 300 de oameni implicați în toată istoria asta. Și încercăm să-i dăm viață, să-l luminăm, să înțeleagă lumea că avem o clădire atât de frumoasă în spațiu sud-est, probabil unică în toată această zonă, așa că hai să ne unim la lucruri frumoase. Încet, încet, încet să prindă viață. Pentru că locul care nu este vizitat se uită. Locul cu cât mai des este vizitat, cu atât el este mai în vizor, cu atât lumea și bănuiesc că poate și guvernul, poate și agenții economice o să își dea seama că trebuie de întreprins ceva, trebuie ceva de făcut. Cunoaștem repertoriul, dar și plus valoarea adusă de trupa Gândul Muței pentru rockul din Moldova. Dar oare ce își dorește liderul formației pentru viitor? Spectatori, concerte, atât. Eu cred că orice artist vrea asta, orice formație vrea asta. Piese noi, multe concerte și multe emoții, pentru că asta e menirea unui artist, asta e menirea unei trupe. Să aducă emoții și să ia emoții și să dea emoții și așa mai departe. După mine e simplu. Eu personal nu caut istorie să fiu un topor. Toporile sunt pentru subiectiv. Toporile le creează cineva care și sunt foarte subiective. Nu e sport, muzica nu e sport, arta nu e sport. Concertul cu genericul Luminează Circul a combinat elemente acrobatice, muzică 100% live și un show deosebit de lumini. Membrii formației au fost susținuți pe scenă de colegii de breaslă Igor Dânga, Geta Burlacu, Lidia Scarlat, Mev și Guz. După un deceniu de uitare în care ropotele de aplauze erau o veche amintire, circul din Chișinău a renăscut. Preț de 2 ore alături de interpreți, cei 1700 de spectatori au dat viață arenei mari, au depânat amintiri de cândva și au aprins speranța viitorului. Pentru țara noastră, pentru că eu țin minte de circ, veneam în 2003-2002 și acum circul în sfârșit a răsflat iarăși, e foarte nostalgie, lacrimi, nu știu, foarte tare îmi place concertul și sper că o să mai fie așa și o să prindă viață circul.
Eu aș vrut să-mi aduc copii aici și să le arăt cum eu cândva am copilărit tot în clădirea asta. O să fie un start, dacă asta o să fie un start, da, da. Nu, deosebit frumos, frumos. N-aș putea spune că deosebit, mă arăt frumos. Și dacă concertul este pentru a susține circul din Chișinău, vă este dor de moment? Pentru, numai pentru. Nu am fost niciodată la circ, da, sunt numai pentru, da. Proiectul social Luminează Circul are drept scop sensibilizarea opiniei publice și tragerea unui semnal de alarmă privind starea de degradare în care se află mai multe clădiri culturale din Chișinău. Banii adunați din vânzarea biletelor au fost donați pentru renovarea arenei mari a circului din Chișinău.